PSD Hunedoara s-a lansat oficial în lupta pentru Parlamentul României. Sâmbătă, 12 octombrie, au depus la biroul electoral județean dosarele celor 5 candidați social-democrați la Senat și alte 8 la Camera Deputaților. Președintele PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, a declarat că social-democrații vor să obțină anul acesta 6 mandate în Parlamentul României. Sâmbătă la ora 11, candidații social-democrați hunedoreni, însoțiți de colegii de partid și susținători, au plecat de la sediul județean al partidului spre biroul electoral județean. După verificarea dosarelor, candidaturile au fost înregistrate fără obiecții, iar social-democrații au făcut primele declarații în fața biroului electoral județean. Laurențiu Nistor consideră că PSD are cea mai valoroasă listă de candidați și mizează pe obținerea a 2 mandate de senator și 4 de deputat. Este un moment important astăzi pentru Partidul Social Democrat. Așa cum cred că ați gândit-o cu toții și am depus listele pentru candidați la Camera Deputaților și la Senat. Și vă pot spune cu mândrie că sunt cele mai bune liste de candidați pe care un partid le poate depune la nivelul județului Hunedoara. Când spun acest lucru, mă bazez pe calitatea oamenilor pe care sunt pe liste, începând de la locul 1 până la ultimul loc, și la deputați și la senat, oameni care într-adevăr își fac datoria față de cetățenii pe care îi trimit în Parlamentul României și am convingerea că cu această listă pe care am depus-o fie la Camera Deputaților, fie la Senat, vom câștiga cu succes și cu procente deosebit de bune pentru Partidul Social Democrat. Câți parlamentari își propune PSD-ul pentru alegerile? Vreți să vă spun direct? 4-2. 4 la deputați, 2 la senatori. Responsabilitate, dedicare, implicare din partea fiecărui coleg, ce a primit încrederea tuturor colegilor și colegilor din județul Hunedoara, în slujba cetățenilor, hunedorenilor, atât de aici, de acasă, cât și a celor plecați la muncă în străinătate. O echipă alături de oameni. Sunt oameni buni, oameni valoroși și vă spun cu mâna pe suflet, am încredere că această echipă poate să ducă județul Hunedoara mai departe, să se dezvolte spre direcții noi și înspre ceea ce își doresc cetățenii din județul Hunedoara. Moment emoționant, mă bucur că fac parte din această echipă minunată, performantă, cu oameni care de-a lungul timpului și-au demonstrat probitatea profesională și probitatea morală. Și în continuare chiar mă gândeam în acest moment că nu putem decât să fim la fel cum am fost în ultimii 12 ani. Adică cu profesionalism și cu sufletul alături de oameni. Astea două elemente întotdeauna se împlătesc și dau performanță. Locul de 2 la Senat este un loc onorabil și presupune foarte multă responsabilitate, dar mă și obligă. Mă obligă să muncesc cu multă seriozitate și dedicare. Eu nu am experiența de parlamentar, dar am o carieră în educație, m-am dedicat tot timpul elevilor și colegilor mei, așa voi face în continuare în tot ceea ce voi întreprinde. Sper că ne ajută Bunul Dumnezeu să reprezentăm cu cinste și să facem lucruri bune pentru români și pentru țara noastră. După epuizarea etapelor privind eventualele contestații, cel mai târziu la data de 28 octombrie, Biroul Electoral Central va publica lista rămânerii definitive a candidaturilor pentru circumscripțiile electorale din țară. Campania electorală începe pe 1 noiembrie și se încheie la data de 30 noiembrie, iar votarea pentru alegerile parlamentare în România va avea loc în data de 1 decembrie.